Prin ajutorul Domnului continuăm studiul Bibliei referitor la lucrarea Duhului Sfânt, analizând pe baza celor scrise alte două daruri, darul cârmuirilor și darul milosteniei. Darul cârmuirilor este menționat în scripturile nou testamentale, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, unde este scris: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor. Și tot despre el este scris în Roman 12 cu 8, cine cârmuiește să cârmuiască cu râfnă. În limba greacă, cea originală a Noului Testament, expresia este kubernesis, ceea ce înseamnă administrare, guvernare, a direcționa, a cârmui sau prohistemi, a conduce, a sta în față, a menține. Oamenii care au darul cârmuirii au abilitatea dată de Dumnezeu de a face planuri, de a organiza lucrări pentru realizarea voiei lui Dumnezeu în biserică. Au darul de a atrage, de a motiva și de a direcționa oamenii pentru realizarea misiunilor în slujba sfântă. Haideți să privim, cum am făcut și la celelalte daruri și o vom face în continuare, la caracteristicile celor care au darul cârmuirii, al cârmuitorilor, deci. Despre ei scrie în 1 Tesaloniceni 5 cu 12, cuvintele apostolului sună astfel: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. În primul rând, cei care cârmuiesc trebuie să înțeleagă că ei trebuie să fie sub controlul lui Dumnezeu și să conducă potrivit cu principiile lui Dumnezeu, între care cea din tâi este sfințenia. Ei nu sunt niște conducători absoluți, niște monarhi, niște despoți. Ei sunt doar așa, precum spunea sutașul, despre care citim în Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 8. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Deci am și eu conducător superior, dar în același timp cârmuiesc pe alții care mă ascultă. Sau cum spunea Solomon în Cartea Eclesiastul, peste cel mare domnește altul mai mare și peste toți domnește Dumnezeu. De aceea orice conducător, orice cârmuitor a unei lucrări diverse din adunare trebuie să înțeleagă că întotdeauna orice alți conducători ar avea superiori, cel din tâi sau cel mai mare, este și rămâne Dumnezeu. Și Dumnezeu conduce numai după principiile sale. Dumnezeu nu se schimbă, nu ia atitudini privilegiate, arbitrare. El este același, atât în lumea îngerilor, cât și între oameni. Haideți să citim câteva referințe pentru a vedea aceste adevăruri. Citesc mai întâi din Vechiul Testament, din Cartea Psalmilor, capitolul 78, versetul 72, unde ni se vorbește despre un om după inima lui Dumnezeu care a înțeles cum să cârmuiască încât să placă Domnului. Și David, omul ales de Dumnezeu, pus în slujbă, i-a cârmuit pe evrei cu o inimă neprihănită,
și i-a povățuit cu mâini pricepute. Dacă ar fi fost numai neprihănirea și n-ar fi avut capacitatea să administreze, nu era bun să fie conducător. Dacă ar fi avut doar abilități de organizare, menageriale, și n-ar fi fost neprihănit, iarăși n-ar fi fost un bun conducător sau lider, cum se spune mai actual. Să citim tot din Vechiul Testament, aproximativ din perioada lui David și a lui Solomon, 1 Cronici, capitolul 15, pentru a vedea diverse lucrări de cârmuire și felul în care trebuie organizate. 1 Cronici 15, citesc de la versetul 12. Și le-a zis David: voi sunteți scapi de familia leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeu lui Israel la locul pe care îl am pregătit. Versetul 14. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeu lui Israel. Deci nu puteau să intre în acea lucrare fără sfințirea corespunzătoare. Versetul 16. Și David a zis căpeteniilor leviților să așeze pe fraților cântăresc cu instrumente de muzică, cu lăute, arfe și țimbale și să sune din ele cântări răsunătoare în semn de bucurie. Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel, dintre frații lui, pe Asa, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, fraților, pe Etan, fiul lui Cușaia. Aceștia trei erau cârmuitorii muzici. Apoi, împreună cu ei, pe frații lor de a doua mână, pe Zaharia, Ben, Iaziel, Shemira, Motehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micneia și Obededom și Eiel, ușieri. Observați o droaie de nume, fiecare cârmuia un segment de lucrare, dar toți numai și numai în condiții de sfințenie. Mai citim și de la versetul 22. Chenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica. În mod special în domeniul muzicii ne dăm seama că este nevoie de cineva să cârmuiască, de un dirijor. Cum ar putea să cânte o formație fără să fie cârmuită, dar în același timp fără să respecte toți niște reguli? Dacă n-ar cânta după note, cum ar putea să se armonizeze? La fel, cârmuirea în lucrarea sfântă cere înscrierea noastră și rămâne a regulilor lui Dumnezeu. Și mai adaug de aici, versetul 25, David, bătrânul lui Israel, și căpeteniile miilor, observați cum tot poporul i-a organizat cu căpetenii, au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obededom în mijlocul bucuriei. Și totul a decurs bine, pentru că au fost organizați într-un mod corespunzător și au ținut cont de regulile prescrise în lege. Să citim și din Noul Testament, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 42, unde din nou ni se vorbește despre cârmuirea după principiile sfinte. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori a neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, au autoritate. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Deci alte principii în cârmuire decât cele din lume. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, și El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Este actul suprem de slujire pe care poate să-l aducă cineva, jertfirea. Și mă adaug din Romani, capitolul 15, de la versetul 15, unde Apostolul Pavel
Vorbește despre slujba sa apostolică, dar în același timp despre principiile pe baza cărora el acționa. Roman 15, de la versetul 15. Totuși, Iscolea v-a scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Deci avea autoritatea să scrie, a avut chemarea să completeze scripturile, să organizeze, să așeze, să înființeze biserici, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. El l-a înțeles foarte bine pe Domnul și în domeniul slujirii. I-a călcat pe urme. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Observați cum accentul cade pe sfințenie? Și alții pot să pretindă autoritate, dar numai cine are autoritatea sfințeniei este un cârmuitor cu un dar de administrare, de direcționare, de rânduirea lucrurilor sub mâna și pecetea lui Dumnezeu. O doua caracteristică a cârmuirii, pentru că există diferite segmente în lucrare, cârmuitorii trebuie să colaboreze și să-și provoace pe cei din subordinea lor în a colabora. De exemplu, ce s-ar întâmpla într-o biserică dacă cei din domeniul muzicii ar fi foarte bine organizați, dar n-ar colabora cu frații păstori, prezbiteri, cu cei de la fanfară, de la orchestră, și ar rămâne numai corul ca și o organizare de sine stătătoare, ca un stat în stat. În lucrarea lui Dumnezeu suntem toți un trup. Mâna acționează singura, am spune, și totuși este dependentă de trup, la fel orice alt organ. Când cei care cârmuiesc conlucrează, se împacă bine, toată lucrarea merge bine. Dar unde este o împărăție dezbinată, ea este sortită nimicirii. Am citat deja din Vechiul Testament cum David, ținând cont că fiul său Solomon era tânăr și plăpând, regatul ajunsese deja suficient de mare și el știa câte probleme a avut, ce înseamnă o împărăție dezbinată, unii cu Saul, alții cu el. I-a adunat pe toți și este scris în Cronici, în Împărați, că toți s-au supus împăratului Solomon și au colaborat. Leviții cu preoții, un compartiment cu celălalt. Este foarte important să fie o bună înțelegere. Dar vă citesc acum din Noul Testament, unde avem ceva practic, în Galateni 2, unde de la versetul 1 Pavel se destăinuie și scrie astfel: după 14 ani de la chemarea lui la pocăință și în lucrare, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Observați, nu s-a dus singur. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o provăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Dar el avea descoperiri de la Dumnezeu, primise Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos. Prin el se săvârșeau semne și minuni, lucrarea avusese succes. Totuși, iată ce zice el de la versetul 6. Cei care sunt socotiți ca fiind ceva, pentru că unii spuneau, cei de la Ierusalim sunt într-adevăr oameni mari, ei pot să cârmuiască, ei sunt lideri. Și îl acuzeau și îl respingeau pe Pavel și ai lui. Și aici Pavel încearcă să echilibreze lucrurile, să spună ceea ce vă citesc. Aceștia, zici mari de către unii, cei cu vază, nu mi-a adaos nimic. Ba din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredițată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredițată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur. Deci Dumnezeu l-a format pe Petru, mod special pentru lucrarea cu evrei.
făcuse și din mine, zicea Pavel, apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, ca și cârmuitori, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă din soțire, adică i-au asigurat de colaborarea lor. Le-au dat acordul pentru ceea ce fac. Să mergem să provodim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Doar, scrie în versetul următor, le-au spus să nu uite de săraci și Pavel a ținut cont de această, mai mult decât recomandare, această necesitate. Tot referitor la felul în care trebuie să se organizeze cei care cărmuiesc pentru ca să fie o colaborare în lucrare și lucrarea să nu suferă, citim din Roman capitolul 15, unde vom vedea că apostolul Pavel, deși avea autoritate de la Dumnezeu, nu s-a amestecat acolo unde era sectorul altuia, lucrarea altuia. A știut ce este dat lui să cărmuiască și a înțeles că și alții cărmuiesc. 15 de la versetul 20. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceia căror nu se provdise despre el, îl vor vedea și cei ce n-au zisere de el, îl vor cunoaște. Și a înțeles lucrarea. Și astfel n-a intrat în conflict decât cu cei care erau în conflict și cu Dumnezeu. Pentru că este logic, cei care slujesc lui Dumnezeu trebuie să se împace, atât cu Dumnezeu să fie într-o relație bună, cât și unii cu alții. Domnul să ridice în toate compartimentele conducători sănătoși, cu multă înțelepciune, să poată să organizeze lucrurile și să colaboreze între ei pentru ca toată lucrarea să funcționeze bine legată, strâns legată în dragoste, care este legătura desăvârșirii. Haideți acum să observăm câteva exemple biblice de cârmuitori. În Noul Testament avem două categorii de cârmuitori, una spirituală, prezbiterii, care sunt o continuitate a bătrânilor sinagogii, evident cu atribuțiile din biserică, și cârmuitori administrativi, diaconi. Cârmuitorilor spirituali li se cereau și condiții de propovăduire, capacitatea de învățare și în același timp de spiritualitate. Celor administrativi nu li se cerea neapărat capacitate de învățare, doar să dea dovadă de integritate, să fie corect și să aibă abilitatea să organizeze lucrurile. Haideți să citim câteva referințe din Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 13, ne prezintă lansarea în lucrare a lui Barnaba și a lui Saul, după cum au fost sfătuiți de Duhul Sfânt în versetul 2. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Observați cum Duhul Sfânt reacționează. Probabil ar fi avut și alții dorința să plece misiune. Probabil hotărârea lor a forului de conducere local ar fi fost alta, mă gândesc eu, nu știu. Mesajul Duhului Sfânt a fost o confirmare a opțiunilor sau a fost o corectare a părerilor? În unele situații poate fi într-un fel, într-altele, într-alt fel. În misiunea aceea, citim în capitolul 14, versetul 23, că i-au rânduit cârmuitori. O lucrare fără cine să o cârmuiască este un trup fără cap. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și ei aveau sarcini de cârmuire. Între timp, la Ierusalim, pentru că erau mii de credincioși, lângă apostoli, au fost așezați în slujbă mai mulți prezbiteri. 15 cu 4, când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică de apostoli și de prezbiteri.
Era o ceată numeroasă, cred, și lor le-au istorisit lucrările lui Dumnezeu. Iată ce citim tot în Fapte, la capitolul 20, versetul 28, unde observăm darul de cârmuire a prezbiterilor. Luați seama, dar la voinșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și păstorire înseamnă să cârmuiești, să păzești, să hrănești. Îl cităm și pe Petru din întâia sa epistolă la capitolul 5 pentru aceeași lucrare. 5:1, sfătuiesc pe prezbiteri dintre voi, eu care sunt un prezbiter, deci este unic cu rang în biserică, am putea spune. Că unii au dar de apostol, alții de învățător, este partea funcțională a lucrării, dar ca și cârmuire, nu există rang mai înalt decât prezbiterii care păstoresc. Eu care sunt un prezbiter, ca și ei, și în continuare îndeamnă cum să aibă grijă de biserica Domnului. Haideți să ne uităm întreagăt și peste condițiile ce se cer acestor lucrători în 1 Timotei capitolul 3. Este scris de la versetul 1, dacă râvnește cineva să fie episcop, cu alte cuvinte am spune, dacă cineva dorește să slujească într-un mod mai intens, trebuie să se încadreze în condițiile de aici, cerințe la nivel de familie, să fie bărbatul unei singure neveste, să aibă aceste calități. Și scrie în versetul 5, căci dacă cineva nu poate să cârmuiască o comunitate redusă numeric, familia, cum va putea să îngrijească de o comunitate mai mare, care este biserica, deci trebuie să-i fie dovedite capacitățile de organizare, de cârmuire, să aibă vechime, scrie în versetul 6, o bună mărturie în versetul 7 și pentru diacon de asemenea se cer câteva calități despre care mai aminteam. Mai citim și din Tit capitolul 1 pentru a observa că în fiecare biserică trebuie să fie astfel de lucrători. Iată ce scrie aici de la versetul 5. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Și reia calitățile, deci era o învățătură unitară. Și mă adaug doar din 1 Timotei 5:17, unde este scris în mod concret că prezbiterii au sau trebuie să aibă capacitate de cârmuire. Dar unii, cred eu, dintre ei se evidențiază prin cârmuire. Posibil să fie unii prezbiteri cu dar profetic, cu dar evanghelistic și să n-aibă o vocație specială pe linia cârmuirii. În ideea aceasta, în luarea deciziilor trebuie să se întâlnească toți, dar în organizare este bine să fie lăsați sau să fie promovați cei care au darul de a cârmui, de a organiza, de a conduce. Prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie întrediciți cu îndoită cinste, adică să fie ascultați, să fie respectați în ceea ce spun, să se țină cont de indicațiile care le dau, pentru că au capacitatea asta să organizeze lucrurile. Dacă pe deasupra se și ostenesc cu învățătura, cu atât mai mult. Și mai citim din Fapte capitolul 6 despre diaconi, unde din nou observăm că ei au fost aleși pentru ca să cârmuiască problemele administrativ-gospodărești atunci pentru împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Gândiți-vă că în fiecare zi era ca și o cantină comună pentru toată biserica. Nu știu dacă serveau 3 mese pe zi, dar gândiți-vă câtă treabă este. Ai nuntă numai la 150, la 200 de persoane, dar în fiecare zi se pregătește la 5.000 de oameni. Este o activitate specială.
Trebuia să fie cineva care să le aibă, cum se spune, să aibă capacitatea să organizeze. De aceea scrie în versetul 3 să fie vorbiți de bine, deci să aibă o prestanță publică care să-i califice, să fie plin de Duhul Sfânt. Cârmuirea este un dar a Duhului Sfânt. Nu e vorba doar că cineva are studii în domeniul administrativ. Poate să le cârmuiască după cum zice lumea, dar în biserică sunt nevoi superioare. Dacă ai și darul să detectezi ceea ce este dincolo de ce se aude și se vede, e cu atât mai important. Și înțelepciune li se cerea, pe care îi vom pune în slujba aceasta de cârmuire. Acum să înțelegem, deci, că o categorie este cea a prezbiterilor cârmuitori, a diaconilor cârmuitori, erau și diaconiții, fiind vorba de bucătărie, știți, la câte o nuntă, este câte una care dirigează tot și prinde bine. Degeaba sunt acolo 10 toate harnice, dar nu colaborează și nu e una care să dirigeze. Dar există, și pentru aceasta vom lua exemple din Vechiul Testament, cârmuiri în ce privește alte domenii. Muzica, de exemplu. Sau diferite grupuri, cum avem noi în biserică. Sau lucrări de construcție. Cum despre lucrările de ajutorare, hai să zicem că le-am lăsat pe seama slujbei de diacon, așa cum este văzută ea în Scriptură. Să citim și din Vechiul Testament, din Cartea Numer, capitolul 27, observați, de fiecare dată când ne adunăm aici, este cineva care poartă grijă, care, și dacă nu merge la amvon, se uită prin bănci și numește pe frați. Acum dai tu un îndemn, acum cântăm, frații de la orgă se uită, ce semnă fac, mai cântăm o cântare, nu mai cântăm o cântare. Cineva poartă grijă, prezidează orice discuție, se presupune un moderator, unul care știe când trebuie început, cine să intervine sau când trebuie încheiat. 27 de la versetul 15. Moise, aflat la finalul activității sale, a vorbit Domnului și a zis: Domnul Dumnezeu, Duhul oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Când să înceapă slujba, care e orarul, cine să dea drumul adunării. Aproximativ din aceeași perioadă citim și din Exod, capitolul 38, perioada anterioară, am putea spune, dar din timpul lui Moise, 38 cu 21, acolo au fost construcții, erau unelte sfinte, obiecte sacre, care trebuiau așezate, trebuiau purtate. Și scrie aici: iată socoteala locașului cortului întâlnirii, un fel de inventar, făcută după porunca lui Moise, sub îngrijirea leviților, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aron. El avea listele, am putea spune, cu toate cele necesare. Și din Numer, capitolul 4, citim de la versetul 28, unde din nou ni se spune că gherșoniții erau sub cârmuirea lui Tamar, fiul preotului Aron. Și în 33, de asemenea, vedeți? Și asta era datoria lui. Fratele său Eleazar a ajuns mare preot, dar el avea darul să cârmuiască și datoria să îngrijească de toate acele obiecte de la cortul Domnului.
Să mai citim și din Exod 34. Exod, de la versetul 30. Moise a zis copiilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bezaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Versetul 34. I-a dat și darul să învețe pe alții. 36:2. Moise a chemat pe Bezaleel, Oholiab și pe toți bărbații scusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă. Deci erau mai mulți care lucrau, dar Bezaleel și Oholiab cârmuiau întreaga lucrare. Și ceilalți erau ucenicilor sau muncitori, a spune, peste care aceștia doi conduceau. Și vă mai citesc din Nemia, capitolul 12, ca să amintim ceva și dintr-o altă perioadă. Prin Nemia și Ezra s-au reorganizat slujbele sfinte, dar din nou s-a ținut cont de cei care au darul să cârmuiască. Leviții, Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu frații săi cântarea laudelor. Deci, nu toți au darul să fie dirijori, chiar dacă au capacitatea să cânte. Nu toți sunt buni să conducă în adunare cântările, dar sunt unii care pot să o facă. Asta înseamnă că ne putem lipsi de un grup de laudă și închinare. Sunt suficienți cei care au darul cărmuirii cântărilor și lucrarea o să fie bună. Am ajuns la ultimul aspect legat de acest dar, activități practice actuale. Oamenii care au darul cărmuirilor, am spune noi că sunt în comitet sau acolo ar trebui să fie, sau în organizarea lucrărilor de misiune, administratorii trebuie neapărat să aibă darul cărmuirii, dirijorii, cei care se ocupă de secretariat, de publicistică, oameni care au capacitatea să organizeze și la rugăciune am putea spune că este bun un om care are darul cârmuirii, știe de ce este nevoie, cum să introducă lucrurile. Mi-amintesc despre o biserică română din Europa, cea mai mare biserică română din afara țării, s-au apucat de un șantier imens. Unii încrezători, alții mai sceptici, dar harul de la Dumnezeu a fost că lucrarea a încăput pe mâini la un om înțelept. A avut dirijinte de șantier un om care până atunci n-a fost în comitet. Și a investit timpul și capacitățile împreună cu soția, care cunoștea foarte bine limba acelei țări, și lucrarea nu doar că s-a terminat într-un timp relativ scurt, dar au reușit să o termine fără să aibă datorii în bancă, mare minune în Europa. Și totodată, chiar dacă în plan spiritual au mai avut ei frecușurile lor, dar în plan administrativ, de cârmuirea acelei lucrări, lucrurile au mers mai bine ca și în compartimentul duhovnicesc al bisericii. Când s-a încheiat construcția, urma să aibă alegeri și fratele acela m-a întrebat, bănuiesc, a zis el, că la următoarele alegeri frații vor să mai aleagă în comitet. Să accept sau să n-accept? Eu am făcut asta ca pentru Domnul și niciodată nu mi-a stat mintea să fiu ceva. Am meditat și am zis, acceptă. Pentru că lucrarea din biserică, mai cu seamă la câtă administrare aveți voi aici, are nevoie și de o cârmuire administrativă. Și te va durea sufletul după ce ai investit atâta, ți-ai pus inima, energia, să vezi că o ia în administrare cineva care nu are capacitatea asta. Poate să aibă inimă bună, dar dacă nu are și înțelepciunea, se poate cârmui lucrurile. Și așa s-a întâmplat, frații l-au ales și dumnealui se ocupă, din cât știu eu, de compartimentul acesta.
să binecuvânteze Domnul pe toți cei care cârmuiesc și să se lase mai întâi cârmuiți de Domnul și apoi să facă o lucrare bună. Trecem la celălalt dar, darul milosteniei. Dacă vă amintiți, colecții în urmă ne-am oprit la darul dărniciei și vă rog să rețineți că darul milosteniei este altceva. Expresia în limba greacă este eleo, ceea ce înseamnă a-ți fi milă de păcătoși, de oameni necăjiți. Sub acest aspect nu se confundă cu darul dărniciei, care este un ajutor financiar, material. Omul milos va ajuta și el, dar mai întâi omul milos este milos pentru partea sufletească. Are o compasiune specială pentru păcătoși, pentru urmările păcatului, pentru oamenii care suferă datorită stării de păcat în care se află omenirea. Vom vedea la momentul potrivit că cei mai buni oameni ca și evangheliști sunt oamenii cu darul milosteniei. Despre el vă citesc, despre acest dar, în Romani, capitolul 12, versetul 8. Iată ce scrie aici. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. Și totodată adaug din Matei, capitolul 9, unde ni se vorbește despre Domnul Iisus, versetul 36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și vă rog să rețineți că nu i-a ajutat material în situația aceea, ci spiritual. Haideți să observăm și la acest dar caracteristicile lui, caracteristicile celor milostivi. Cei milostivi înțeleg foarte bine realitatea omenirii păcătoase. Ei sunt gata să le dorească mântuirea și pentru aceasta, haideți să citim din Vechiul Testament mai întâi, cum putem de fiecare dată să înțelegem și din Vechiul și din Noul Testament aceste adevăruri, 2 Cronici 30. Pentru că Dumnezeu a fost milos dintotdeauna. De aceea salvează oamenii în mila Lui. Aici este un cuvânt profetic, 30 cu versetul 7. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri, dați mâna Domnului, veniți la Sfântul Lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnul Dumnezeu vostru pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la voi. Observați acum mila lui Dumnezeu. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Deci mila aceasta funcționează doar în condiții de pocăință. Să nu înțeleagă cineva, Dumnezeu în mila Lui va mântui și pe cei care nu se întorc la El. Un om milostiv nu poate să-i accepte pe toți așa cum sunt, doar dacă se pocăiesc. Citim acum din Noul Testament, unde avem referințe mai concrete, Evanghelia după Luca, capitolul 15, ne-l prezintă pe fiul risipitor în drumul lui spre casă. Aici vedem atitudinea tatălui. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. Dar mila aceasta n-a fost activată doar în momentul întoarcerii acasă. Iată cum sunteți sfătuiți și noi. Citesc din Iacov, capitolul 5, versetul 25. Dar dacă îndemnul este general, cei care au darul milosteniei vor fi mult mai receptivi. Iacov 5, versetul 20. Citim și 19. Fraților,
Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Mila trebuie să acționeze nu doar pentru păcătoșii de afară, ci pentru cei căzuți care au șanse de recuperare. Să cauți pe unul care nu mai vine la biserică. Să-ți fie milă de un copil răzvrătit. Iată ce scrie și Iuda în epistola sa, versetul 23. Citim și 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Ei fac o greșeală. Trebuie corectați. Dar căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De unii iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Și pentru a înțelege ce nu este milă, că astfel pricepe mai bine mila, citim și din Iona, unde Dumnezeu intră în dialog cu profetul, ei fiind pe poziții ireconciliante, tocmai datorită faptului că Dumnezeu avea milă și Iona n-avea milă. Totuși Dumnezeu a găsit un punct sensibil cum să-l facă pe Iona să înțeleagă. Iona, capitolul 4, versetul 2. Profetul s-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Acum se explică pe sine. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, de lucru răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Versetul 10. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea? S-a ofilit de o plantă pentru care n-a depus niciun efort, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite. Deci Dumnezeu se justifică pe sine în mila sa. În al doilea rând, o a doua caracteristică, cei milostivi, pe lângă mila mântuitoare, observă și împlinesc și alte nevoi ale oamenilor. Le este milă de cei bolnavi. Au compasiune față de cei întristați și chiar față de cei care sunt săraci. Rămânând în profeții mici, citim din Mica, capitolul 6, versetul 8 și vom observa că mila este o recomandare generală, dar, repet, cei cu darul acesta vor excela, după cum și la învățătură. Toți trebuie să spună la altul adevărul, dar unii au darul să învețe. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate. Și a doua, să iubești mila, deci nu să faci o milă din silă. Așa am citit și în Romani 12 cu 8. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Deci Dumnezeu nu ne mântuiește așa dintr-o milă repulsivă. Mătorite că noi insistăm și se gândește că o să suferim prea rău. Nu, ci dintr-o milă izvorâtă din dragoste. Și roda Duhului Sfânt, imediat după dragoste, pune bucuria. Deci tot ce faci din dragoste poți să faci cu bucurie. Să citim și din Iacov, capitolul 2, unde observăm mila în alte compartimente. De la versetul 13. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Atenție la oamenii care sunt peste măsură de drept și uite de milă. Dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce folosește cuiva să aibă credință fără fapte? Și iată o faptă a milei.
Versul 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului la cele ar folosi. Deci, un om milostiv nu va spune, Domnul să aibă milă de voi, eu n-am cu ce să vă ajut. Va face ceva din ceea ce poate. Îi va motiva pe alții care pot dacă nu. Înțeleptul spune în cartea Proverbelor că cine are milă de un sărac cinstește pe ziditorul său. Și cine va avea milă va fi răsplătit de Dumnezeu. Acestea sunt scrise în Proverbe 14 cu versetul 21 și 31. Și în schimb cine disprețuiește face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Este un dar foarte important. Nu știu care dar l-ați căuta mai repede, cel al cârmuirii sau al milosteniei. Cârmuitorul stă undeva în față și direcționează. Probabil cel cu mila e undeva mai la urmă. Se uită la cei care au rămas de trupă, la oile rănite. Este nevoie și de unii și de alții. Asta nu înseamnă că cârmuitorul să n-aibă milă, să spună, eu cârmuiesc altui cu mila. Dar sunt unii, repet, care excelează în milă. Iov, de exemplu, a fost un om, spune el în cartea sa, cum s-a îndurat de nenorocii, de orfan, de văduvă, o milă specială și a fost bine cotată înaintea lui Dumnezeu pentru această calitate alături de altele. Haideți să luăm acum doar două exemple, sau trei. Uitându-mă în Scripturi, n-am găsit un exemplu mai bun, mai vast decât cel al Domnului Hristos. La El mila iese în evidență la fiecare pas. Vă citesc din Marcu 6, cu 34. Referința aceasta este cu ocazia înmulțirii pâinilor. Când a ieșit din corab, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei. Pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri, vedeți? Întâi mila pentru suflet și apoi a zis el cu aceeași ocazie, cum să-i trimit așa, leșină de foame pe drum, trebuie să le dăm și ceva mâncare. De aceea, evangheliștii cu darul milosteniei, ei caută pe unde sunt păcătoși receptivi și în același timp o să ceară și ceva ajutoare să se distribuie acolo în zonă. Să spună, frate, dar sunt necăjiți. N-au nici pe dinăuntru, nici pe din afară. Dar ce e mai important referitor la mila Domnului Iisus și de aceea am ales acest exemplu, mila Lui nu s-a epuizat cu ocazia înălțării la cer. Vă citesc din Evrei, capitolul 4, versetul 15, unde este scris, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul are toate darurile, dar darul milei în El este foarte evident. Are și darul cârmuirii. De la dreapta Tatălui cârmuiește tot, dar tot de acolo se exprimă atât de puternic prin darul milei. Când farisei au condamnat pe ucenici în Matei 12, de ce freacă spice ziua sabatului și le mănâncă? De ce e o mâncare atât de specială să nu le lași să mănânci nici pe asta? Știți ce le-a răspuns? Dacă aș fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, nu i-aș fi osândit. A luat apărarea Mariei și o face de fiecare dată, căci el locuiește în locuri înalte în sfințenie, dar își exprimă mila pentru necăjiți. Dar să luăm un exemplu efectiv uman. Luca, capitolul 10, unde samariteanul milostiv, au auzit toți, nu știu dacă l-au întâlnit toți. Probabil n-au fost bătuți atât de crunt să aibă nevoie de el, dar putem să facem noi pe samariteanul milostiv, că întotdeauna sunt oameni răpuși. Iată ce scrie aici,
în versetul 31 la 33. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. N-a fost sensibilizat cu nimic. Levitul, aceeași atitudine. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. N-a mai putut pleca, de-ar fi plecat trebuia să întoarcă înapoi. Și teoretic a înțeles învățătorul legii când a răspuns în versetul 37, cel ce și-a făcut milă cu el și Domnul l-a trimis imediat, aplică teoria, du-te, fă și tu la fel. Domnul să ne ajute. Al treilea exemplu este în Matei capitolul 18, unde întâlnim un stăpân cu milă și un rob care a primit milă, dar n-a înțeles să aibă milă. Aici este un paradox. Ne-a iertat Dumnezeu de mult și noi poate, în anumite situații, față de anumite oameni, nu putem ierta puțin. Vă citesc doar versetele care reliefează mila. Versetul 27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Rețineți, nu i-a dat drumul fiindcă oricum avea alte fonduri și nu stătea din banii aceștia. Nu. Deci nu din raționamente economice, matematice, ci din milă. Acest aspect a fost fundamental în acea lucrare, de aceea îi și împută omului. Vă citesc în versetul 33 cele scrise. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Slăvit să fie Domnul pentru mila sa și fie harul milei peste toți. Oameni milostivi, este nevoie de ei în orice biserică, dar în mod special în câmpul de misiune. Sunt cei mai buni evangheliști, dar de asemenea sunt buni în consiliere. Sunt bun la cateheză, să se ocupe de oamenii care vin din lume, îi privesc cu drag. Am întâlnit oameni cu dar de evanghelist, care n-au mai mare pasiune decât să spună experiențe cum s-au întors unii oameni la Dumnezeu, cum i-au găsit, din diverse stări, și să caute pe alții și să-i aducă în biserică. Asta e grija evanghelistului. Poate aici este mai simplu, vin, doar îi catehizăm, dar apoi este nevoie de milă în consiliere pe tot parcursul vieții de credință. Pentru că, și cu acest aspect închei, toată lucrarea de mântuire se bazează pe milă. Nu există alt raționament în mântuire decât mila lui Dumnezeu. Și interesant, păcătosul este marcat de dorința de a primi milă. Să rămână ca o temă de casă. Ce oameni din Biblie, când și-au văzut starea lor de păcat, implorau mila? E singurul lucru ce îl mai poate face păcătosul. Cu ce să plătească? Ce teorie se ține la Dumnezeu? Ce avocat să-și ia? Doar atât mai poate să facă. Doamne, fie-ți milă! Și Apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 9, de la versetul 15, că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să am milă. Adică de toți cei care vor să vină la pocăință, Dumnezeu are milă. Și aceasta o dovedesc din Romani 11:32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, deci nu doar Adam și Eva trebuiau scoși din grădină, toți. Și dacă noi am fi fost acolo, între timp și noi ajungeam afară, ca protopărinții noștri. Ca să aibă îndurare sau milă de toți. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Că mai presus de toate ne bucurăm de cârmuirea Lui în univers și de mila Lui. Dar aceste două daruri dumnezeiești sunt date și oamenilor în biserică. Slăvit să fie Domnul. Amin.